Salutare, prieteni! Întrebare pentru voi. Cine vi se pare cel mai sincer din Strehaia? Din toată Strehaia, nu neapărat familia lui Leo, inclusiv familia lui Leo. Cine vi se pare vouă că face vloguri cele mai interesante și sincere? Să vă spun și părerea mea. Mă șterg puțin telefonul. Deci vreau să primești eu comentarii. Un comentariu, două, zece, nu contează. Vreau să aflu și o părerea voastră. Pentru că răspunsul meu este că niciunul nu este sincer, prieten, ca să știți și voi. Asta e adevărul. Dacă eram din Strehaia, eram cel mai sincer. Dar eu sunt din București. Ați înțeles ce am vrut să spun, da? Deci niciunul nu este sincer cu el însuși, ca să nu zic cu voi care urmăriți. Nici o persoană. Nu v-ați plictisit de vrăjel, de minciuni, de prostii? Doar ca să vă uitați să vă pierdeți timpul vostru prețios. De ce să vă pierdeți timpul vostru prețios? Că vă uitați la ei, că vă uitați la mine, că nu știu ce. Eu nu mai am timp, bine, mai mă uitam așa la Leo, dar ca să fac subiecte și nu știu ce și pe dincolo, dar credeți-mă că m-am plictisit de tot ceea ce înseamnă Strehaia, de vrăjeli, de minciuni, care mai de care mai mincinos și nu o să dau nume. Nu. Niciunul nu este sincer și serios. Doar mâncare, răjeală, nu tu la muncă, nimic. Puturoși, prieteni, puturoși. Ăsta e cuvântul cel mai potrivit pentru toți din Strehaia. Deci mă refer la toți. Înțelegeți? Nu se muncește, se dă cu papagalul și cu minciuni gogonat. Prieteni, chiar sunt curios de părerile voastre. Sunt singurul care v-am răspuns la toate comentariile și pro și contra, măcar alea care erau foarte, foarte nașpa de oameni frustrați. I-am și blocat. Deci, aștept comentariile voastre, sunt curios. M-aș bucura să aud că aveți răspunsul ca și al meu. Hai, bam, bam. Prieteni, s-a făcut 4 dimineața și eu încă n-am ajuns acasă. Fac kilometri. Aprins și blițul. Aici e lumina, din câte se observă. Este cât o mașină. Iau pe trotuar pe aici.
uitați, prieteni, că și poliția circulă la 4 dimineața. Foarte bine. Am făcut stânga acolo. E bine. Că nu, se întâmplă oricând ceva rău. Ales bine, vineri noaptea. Și e bine să sancționeze poliția. Ia uitați, prieteni. Era cu bicicleta și cu căruțul ca să adune sticle, prieteni. Înțelegeți? Și face ăla, face... Nu, sigur că face... 100 de sticle, cel puțin, dacă nu vreo 200. Alergă toată noaptea. Și din gunoi și de oriunde. Din San Diego. Am luat-o așa prin oraș. Din San Diego. Au și tramvai, dar de fapt sunt 3 într-unul. După cum se vede. Uite, mama, ce flori sunt aici. San Diego. Thank you.
jos, San Diego. You want to take a better, here's an idea. Advance your psyche, go steady, and die. As if you did a little jug, maybe you could lose interest in yelling at people, talking about preoccupations, and study your radio until you think, well, maybe she's right. And entertain this, you study that kind of radio so you understand communication. Maybe you won't talk. And but imagine, if you were in the military, what kind of radio you had? Or if you study and you learn, you save your money? Yeah! You could go to the military surplus. By a military radio, and then you won't need to walk on the street and tell people to tweet your jokes. Then you can call Mexico, where you can call. So say, yeah, I'm gonna get up, I'm gonna tell you, and threaten you. He relapses. Do you remember? He forgets to call radar command. He forgets to call the town. He starts asking me the wrong numbers. And, hey, listen, I'm telling you, if you don't get off of drugs, if you don't quit doing drugs, what are you doing drugs for? You're drugs man. So I'm talking about. Don't do drugs. From Romania. Same habit. Very serious. This guy could study equipment. Study the radio. Be a minimum. Yeah, it's great if you could train security guards. So my boys would take the AI and study equipment. So you can understand and communicate. I mess it with the radio. He's also talking to people. He can't talk to them. He's not much against it. He can move people and wait. It's just easy. Military surpluses. What military radios were called? Those had those call radar. They probably use like sonar. How do you really call somebody with a walkie-talkie? That's interesting, okay. Right? You might understand. Pompierii pe aici, ia să vedem ce se întâmplă în San Diego. Poză. Hai, mușcă-l. Băi, ești nebun, știi ce e de desul, nu? Apă.
Uite, o văd aici. Bă, nu-i cade aici, dacă mai cade. Vezi, vezi unde e? Stăm aici, pe apă. Gata și masa. Hai copii! Gata, am ieșit de la Joy, mărturisor, bye! De acolo ești? Iau pe aici! Bye! Foarte frumos aici! Am ieșit de la, și de la piratul ăsta din spatele meu. Bam, bam! Hai, ce te fac? Bye! Gata, am terminat, ieșit, frumos, bam, bam. Uite, frumos se vede cerul în față acolo. Uite, aveți și simfonie, ia să întorc camera, bam, bam. Cerul, uite ce frumos se vede. Hai să mergem până acolo, uite unde filmează oamenii. Bun, ne întoarcem. Că ce facem acolo? Nu vede nimic. Măcar aici e simfonia, e orchestră, vezi? Cine aruncă, mă, cu gheață?